Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la un nou grupaj informativ. Chiar în aceste zile, la Focșani se toarnă un film românesc. Una dintre locațiile în care se vor filma scene din filmul Un pas în urma serafimilor este Casa de Cultură a Sindicatelor Leopoldina Bălănuță din Focșani. Premiera acestui film ar putea avea loc tot la Focșani. Filmul Un pas în urma serafimilor prinde contur chiar în aceste zile la Focșani. Filmările au început deja la Casa de Cultură a Sindicatelor Leopoldina Bălănuță din Focșani, una dintre locațiile unde se va turna acest film. În perioada 17-20 septembrie și 24-28 septembrie, în orașul Focșani, mai multe locații, printre care și la Casa de Cultură a Sindicatelor din Focșani, se va turna, vor avea loc filmări la un film românesc, este de îndesemnalat, că este vorba de o producție românească, se cheamă filmul Un pas în urma serafimilor. Mie mi se pare un eveniment cultural deosebit, de aceea mi-aș permite să semnalez acest lucru. De fapt, s-a și făcut o selecție a posibilor doritori a juca în acest film. E vorba de figurație, probabil și de alte roluri. Municipiul Focșan nu a fost ales întâmplător pentru a ilustra filmul. Au ales Focșaniu datorită pitorescului acestui oraș și mi-aș permite să vă spun că în afară de locația Casei de Cultură a Sindicatelor se vor mai face filmări, de fapt se și fac și la Colegiul Național Unirea. Încă o dată vreau să vă spun că reprezintă o modalitate de a vedea pentru doritori. Eu știu chiar cum se realizează un film și mi se pare interesant pentru cei care vor să afle de desubtul realizării unei producții cinematografice. Și încă o dată, punctez cu riscul de a mă repeta, este foarte important că la noi în oraș se face un film românesc. Protagoniștii secvențelor din filmul Un pas în urma serafimilor sunt actori tineri, dar la filmări vor participa și focșeneni selectați ca figuranți. Au în distribuție o serie de actori foarte tineri. Nu mi-aș permite încă să dezvălui distribuția. Am înțeles de la regizorul acestui film că ar fi doar apanajul dânsului. Elementele pe care le-am avut de menționat din punct de vedere al realizării producției cinematografice, acestea ar fi ca elemente de noutate. Peste 40 de persoane care au fost alese să facă figurație, cel puțin în scenele care se desfășoară la Casa de Cultură, dar probabil că vor exista și alte persoane care vor face figurații, probabil la Colegiul Național Unirea. Cred că acolo numărul celor care vor face figurații va ridica la peste 30, am înțeles, mă rog, ca un fel de indiscreție a scenariștilor, că e vorba de numărul de figuranți care ar completa, care ar face o clasă. Nu se știe când vom putea viziona acest film, dar premiera ar putea avea loc la Focșani. Eu nu aș putea să avansez o dată a premierei, dar mă gândesc că s-ar putea ca premiera să aibă loc chiar la Focșani. Acum să vedem ce vor alege realizatorii acestui film. Lucrările de reabilitare și modernizare a regiunii sud-est a municipiului Focșani se apropie de sfârșit. Zona este inclusă în planul de dezvoltare urbană și vizează spațiile publice din cartierele sud, Laminorul și Mândrești. Planul integrat de dezvoltare urbană cuprinde o arie de 1200 de hectare, unde locuiesc aproximativ 20.000 de locuitori și are o valoare totală de 59 de milioane de lei. În câteva zile putem finaliza Mândreștiul? Iar în sud s-ar putea la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie, dacă vremea ne ajută un pic, ținând cont de forța de muncă concentrată și utilajele, să finalizăm lucrarea. Pentru unele lucrări de infrastructură există un deficit de muncitori, în ciuda faptului că sunt utilaje suficiente pentru realizarea acestora. 10-15 muncitori ar mai trebui, în special cei care
pregătiți în specialitatea de a monta borduri și pavete. Utilaje și turnarea asfaltului nu e o problemă. Au într-adevăr și utilaje bune și oameni suficienți pentru această activitate. O să mai vin un pic din urmă, dar văd că merg în paralel cu noi cei cu spații verzi. În ceea ce privește asfaltarea străzii Unirea Principatelor și celor adiacente, proiectul rămâne în stadiul birocratic, urmând ca anul acesta să se încheie procedurile de achiziție și contractare. Noi, în momentul în care am aprobat indicatorii ca să putem da drumul la celelalte faze de proiectare și de licitație, am făcut o evaluare din punct de vedere tehnic, la noi, la investiții. Făcând acum un fel de studiu de fezabilitate, DALIU se cheamă el, așa are un rezultat niște sume. Și acum am corectat acele sume făcute de noi pe niște criterii din acestea comparabile. Cât e metru pătrat de suprafață de asfalt, cât e metru pătrat de trotuar și așa mai departe, venindu-se în amănunt acum, a rezultat o anumită sumă. În ședința extraordinară de marți, consilierii locali au aprobat majorarea sumelor alocate pentru reparația străzilor Unirea Principatelor, Popa Șapcă, George Coșbuc, Ghinea Dorinăl, Dornișoarei și Fundătura Dornișoarei și Strada Teiului. Directorii Direcției de Sănătate Publică Vrancea au continuat și pe perioada verii controlele în comunele Vrângene în care au existat probleme cu apa potabilă. În unele localități, situația a fost remediată, dar mai sunt comune în care problemele persistă. De asemenea, inspectorii sanitari atrag atenția cetățenilor asupra apei din fântâni, apă care de asemenea ar trebui testată și dezinfectată acolo unde este cazul. În urma măsurilor luate de către autoritățile locale și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Vrancea, apa de la sistemul centralizat din mai multe comune a devenit din nou potabilă. Este și situația comunei Răcoasa. Probleme sunt însă în localitățile Câmpuri și Vizante. Pe perioada verii am continuat controlele privind alimentarea cu apă în cadrul comunelor sistemului centralizat. S-au remediat o serie de probleme în comune precum Răcoasa și Slobozia Bradului, unde au fost aduse ultimele probe și au ieșit bune din punct de vedere microbiologic și chimic, dar încă sunt probleme în alte comune precum Vizantea, Câmpuri, în care o să mergem în continuare în control să vedem calitatea apei. Și fântânile ar trebui dezinfectate, având în vedere că de câte ori apare o defecțiune la sistemul centralizat, oamenii apelează la aceste surse de apă. În ceea ce privește fântânile, aici chiar că este o problemă majoră, nimeni nu se mai ocupă de dezinfecție și fântânilor. Noi am trimis adresă primăriilor prin care i-am atenționat de faptul că sunt obligați ca să întrețină fântânile și să aducă probe de apă periodic. Totuși, încă nu s-au rezolvat problemele. Dar cu fântânile care sunt în curțile oamenilor, ce ar trebui să facă cetățenii? Cetățenii, conform legii, ar trebui să vină la noi, să aducă probe de apă și noi o să le dăm... La cât timp? Măcar, eu știu, odată la două luni, în perioada de vară, odată la trei luni, că într-adevăr sunt costisitoare. Dar cea mai mare problemă a lor este că nu le mai dezinfectează, nu le mai curăță. Înainte știți că era o primăvară, toată lumea își curăța fântâna, acest lucru nu se mai întâmplă. Și marea problemă este când apare o avarie la sistemul centralizat, atunci trebuie să oprească apa și atunci oamenii sunt obligați să bea în fântână. Motiv pentru care noi am și făcut adresele astea către primării. Să sperăm că dacă o să ne ținem de capul lor, la urmă o să se rezolve și aceste probleme. De calitatea apei depinde în mare măsură sănătatea populației dintr-o localitate. Cel mai mare risc microbiologic este epidemia hidrică, care este... Noi n-am avut probleme de punctul ăsta de zeci de ani de zile, dar trebuie să prevenim acest lucru. Iar din punct de vedere al chimic, cu nitrații, bine, mai sunt și altele așa, dar nitrații sunt problema principală. No, nitrații sunt pentru copii în general, știți că poate să dea, mai ales la sugari.
Cele mai frecvente boli care pot fi cauzate de consumul de apă nepotabilă contaminată cu germeni sunt dizenteria, boala diareică acută, hepatita virală de tip A. Joi 24 septembrie ora 19 va debuta stagiunea camerală a Ateneului Popular Maior Gheorghe Pastia din Focșani. În deschidere va avea loc un recital cameral al quartetului de clarinete Clarin Armonia. Din componența quartetului fac parte trei tineri italieni, îndrumați de Gheorghe Constantinescu, șef de partidă în orchestra teatrului Nae Leonard. Sunt trei italieni și un clarinetist de la Galați, membru al orchestrei de cameră Unirea, colaborator de-al nostru, și, mă rog, profesor al celor trei tineri italieni care au poposit în România pentru câteva concerte, recitaluri, în cadrul unui program Erasmus Plus. Quartetul va interpreta lucrări din perioada barocă, romantică și contemporană. Vor fi interpretate lucrări special reorchestrate, să spun, pentru această formulă camerală, pentru această formulă instrumentală, doar clarinete, de Antonio Vivaldi, Georges Bizet, Rimsky-Korsakov, Jules Massenet, Carl Maria von Weber, Astor Piazzolla și Henri Mancini. Prețul biletelor este de 7 lei pentru elevi sau pensionari și 15 lei pentru celelalte categorii de vârstă. Suplimentare bugetară pentru sistemul medical din Vrancea. Casa de Sănătate Vrancea a primit în urma rectificării bugetare 27 de milioane de lei, care vor fi alocați furnizorilor de servicii medicale din județ. Bugetul Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea a fost suplimentat în urma unei rectificări bugetare. Suma suplimentară va fi repartizată furnizorilor de servicii medicale. A venit de la Casa Națională un buget în baza ordonanței Guvernului numărul 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015. Și potrivit articolului 94 din ordonanța mai sus menționată, ne-a fost repartizată o sumă suplimentară. Deci discutăm de rectificarea bugetară, care la acest moment a ajuns la Casa Vrancea și urmează să facem repartizarea pe furnizori. Ținând cont că am contractat până la nivelul lunii octombrie, astfel încât trimestrul 4 era descoperit din punct de vedere al acoperirii cu sumele necesare pentru desfășurarea activității. În această perioadă vom întocmi acte adiționale pentru a repartiza sumele tuturor categoriilor de furnizori aflați în contract cu Casa de Asigurări, astfel încât să, până la sfârșitul acestui an, să avem acoperit toată gama de servicii medicale aflate în contract cu Casa Vrancea. Este vorba despre 27 de milioane de lei. Înainte de această rectificare, bugetul acordat sistemului sanitar era de 195 de milioane de lei, acum fiind de 220 de milioane de lei. La nivelul Casei Vrancea, influențele prin fila de buget privind rectificarea sunt de 27.036.000, ceea ce presupune un buget total în acest moment de 222.969.000. Pe tipuri de asistență medicală avem pentru asistență medicală primară 3.260.000 și 470.000 pentru asistență paraclinică și un alt exemplu pentru servicii medicale în unități sanitare cu paturi și anume cu spitale, aproximativ 10 milioane de lei. În aceste condiții, reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea susțin că nu vor exista sincope în ceea ce privește acordarea serviciilor medicale până la finele anului. Corneliu Vadim Tudor va fi înmormântat astăzi în cimitirul Ghencea Civil din București. În semn de omagiu, televiziunea Atlas va difuza în această seară, începând cu ora 21, un interviu acordat de Corneliu Vadim Tudor în exclusivitate postului nostru de televiziune în urmă cu 5 ani. Fondatorul Partidului România Mare, Corneliu Vadim Tudor, în vârstă de 65 de ani, a murit luni la Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare al Armatei, unde a fost dus după ce i s-a făcut rău. Eu m-am format la școala de literatură, la școala literară și la școala etică a lui Eugen Barbu,
alții l-au trădat. Eu am mers până la capăt cu el, până am avut nefericirea de a-i închide ochii pe un pat de spital. N-a mai rezistat ființa lui biciuită, hăituită de toți pigmei și veleitarii. Și țin minte că prin 76-77, când ne-am împrietenit, după 2-3 colovii de-astea, ne duceam la Mărul de Aur, la Minion, la alte restaurante. Noi nu beam mult, pretextul erau niște șprițuri mari de vară, cum zicea Steo Iosif, un unchi al mamei mele din Șcheii Brașovului. La un moment dat el mi-a spus, știi de ce stau cu tine și te accept să fii preajma mea și m-am legat sufletește de tine, că fiind foarte tânăr pe atunci. Zic, de ce, patroane? Zice, pentru că tu știi carte. Cu tine pot vorbi despre Socrate, despre Platon, despre Aristotel, cu tine pot vorbi despre renașterea italiană, cu tine pot vorbi despre Beethoven și Mozart, cu tine pot vorbi despre literatura universală. Ultima poezie publicată de Corneliu Vadim Tudor pe o rețea de socializare se intitulează Hai moarte să bem o cafea, poem ce a fost ca o premoniție a despărțirii de această lume. Dumnezeu să-l odihnească în pace. În continuare, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va continua să se încălzească, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 13 și 15 grade, iar cele maxime între 28 și 30 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!